Elevii care termină gimnaziul anul acesta, dar și cei aflați în ultimul an de liceu, pot începe să se pregătească mai temeinic pentru examenele naționale din vară. Ministerul Educației a făcut publice datele la care vor avea loc simulările în următoarea perioadă. Au fost stabilite datele la care vor avea loc simulările evaluării naționale și bacalaureatului. În curând, potrivit informațiilor făcute publice de Ministerul Educației pentru pregătirea examenelor naționale, testele de antrenament vor fi publicate din data de 22 februarie pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. S-au fixat datele pentru simulările examenelor naționale, după cum urmează. Pentru clasa a 8-a, 29 martie va fi la limba și literatura română, pentru matematică va fi pe 30 martie 2021, bineînțeles, și pentru limba și literatura maternă pe 31 martie. Deci asta este la clasa a 8-a și la clasa a 12-a, pentru limba și literatura română pe 22 martie 2021, pe 23 martie 2021 proba obligatorie a profilului, pe 24 martie, proba la alegere a profilului și a specializării. Și pe 25 martie, proba la limba și literatura maternă. Din 22 februarie vor fi publicate testele de antrenament pentru clasa a 8-a și clasa a 12-a, respectiv a 13-a, ținând cont de faptul că programele au fost simplificate, cred că vor reuși să facă față copiii foarte bine. Simulările examenelor de evaluare națională și bacalaureat 2021 vor avea loc anul acesta, după ce în urmă cu un an au fost anulate din cauza pandemiei. Din fiecare disciplină pentru examen din anul terminal au fost eliminate anumite conținuturi, dar diferențele sunt mici față de anul anterior.